Partidul Liberal Reformator a fost înființat oficial în cadrul unui congres. Președintele interimar al PLR până la congresul care va avea loc în zilele de 1 și 2 august a fost desemnată deputatul Grațiela Gavrilescu. Din biroul de conducere al partidului mai fac parte și deputații mehedințeni Ion Cupă, Mihai Stănișoară și Viorel Palașcă. Avem un brand care se numește Călin Popescu-Tăriceanu, iar noi, cei care am constituit Partidul Liberal Reformator, trebuie să punem bazele organizațiilor locale și faptul că ați văzut sunt destui oameni care au aderat la invitația noastră ne dă curaj și vom avea de muncă în vara asta. Cu siguranță la toamnă, când o să înceapă campania prezidențială, o să vedem că Partidul Liberal Reformator o să aibă organizații în Gorj și în Mehedinți, în fiecare localitate. Principalul test al partidului recent înființat va fi cel al alegerilor prezidențiale care vor avea loc în toamnă. Călin Popescu-Tăriceanu este candidatul care va fi susținut de liberalii reformatori. Președintele Călin Popescu-Tăriceanu are ca nivel de încredere peste 30%, fiind diferențiat de ceilalți primii doi, Victor Ponta și Iohannis, 1-2%. De asemenea, fără să fie, să aibă o armată în spate partidul, vorbesc acum legat de conștiința cetățeanului și de a ce percepe el, are, iată, peste 10% în intenție de vot. E un ingredient absolut necesar pentru succesul unui partid. Dar mai trebuie unul. Și acel ingredient este ceea ce spuneam înainte, este oastea comandantului, armata generalului. Și aici intervine rolul nostru. Nu va fi ușor. Fost membru PNL, Călin Popescu-Tăriceanu a condus guvernul României în perioada 2004-2008. Executivul a fost unul dintre cele mai performante ale țării. Principalul proiect politic al lui Călin Popescu-Tăriceanu este centrat exact în jurul revigorării economiei țării. Vreau să dăm posibilitatea românilor să recapete încrederea în viitorul lor. Aceasta este, dacă vreți, menirea noastră și proiectul pe care dorim să îl promovăm împreună. Vreau ca la viitorul congres pe care îl vom organiza la începutul lunii august, accentul să fie pus pe dezbaterea publică, pe soluțiile cu care noi venim către cetățean. Vreau să se înțeleagă că politica, cel puțin din perspectiva noastră, înseamnă a ne poziționa ca un servitor al cetățeanului. Liberalii reformatori se vor reuni în primul congres național care va avea loc la începutul lunii august. Atunci se va alege noua conducere a partidului și se vor stabili prioritățile.